Muzeul județean îi invită pe buzoienii de toate vârstele în luna noiembrie la o serie de evenimente culturale, care mai de care mai colorate și pline de informații. Pe 1 noiembrie se deschide Muzeum Shop, magazinul de suveniruri al muzeului, de unde vor putea fi achiziționate obiecte cu caracter simbolic pentru orașul Buzău, mici amintiri cu tematică istorică și culturală. Caravana Jocurile Științei revine în perioada 4-13 noiembrie. Copiii și profesorii sunt invitați să ia parte la eveniment. Expoziția interactivă îi va face pe cei mici să creeze legături cu știința și se va desfășura în cadrul sediului Muzeului Județean. Legile din fizică, matematică, geografie, logică și altele vor fi ilustrate într-un mini-science center, o galerie formată din 35 de exponate interactive. Alături de acestea vor fi exponate noi, jocul mozaic 3D, reflexometrul și altele, dar și ateliere interactive în funcție de vârstă, ce le vor permite copiilor să lucreze la proiecte atât individual cât și în grup. Caravana Jocurile Științei, proiect pe care Muzeul Județean Buzău l-a implementat anul trecut pentru prima dată în expoziția interactivă din aprilie, împreună cu Asociația Procunoaștere din București. Acum proiectul a luat amploare, este mult mai dezvoltat, vor fi asigurate 2000 de bilete gratuite pentru participanții, pentru cei mici participanți. Un alt eveniment la care buzoienii sunt așteptați este Keeping the Exhibition Alive, programul fiind la a doua ediție. Proiectul este unul care își propune să mențină vii expozițiile permanente din muzeu, să continue să le aducă în atenția vizitatorilor. Programul se desfășoară în parteneriat cu Liceul de Arte Margareta Sterian. În cadrul proiectului Keeping the Exhibition Alive, așa cum îi spune și numele, dorim să readucem la viață periodic câte o expoziție permanentă pe care muzeul nostru o deține. În colaborare cu Liceul de Arte Margareta Sterian, am stabilit ca în fiecare duminică, în fiecare primă duminică a lunii, în perioada noiembrie 2019-mai 2020, să organizăm la sediul central al Muzeului Județean Buzău, la etajul 2, în sălile de artă, câte un concert, câte un microrecital al orchestrelor pe care Liceul de Artă le deține. Așadar, luna noiembrie se anunță plină de evenimente culturale la care buzoienii sunt așteptați să participe în număr cât mai mare.